Bună ziua! Haideți să vă vorbesc câte ceva astăzi despre gânduri despre, și despre influențele exterioare, cam cum ar putea fi controlate ele. Gândurile dumneavoastră se schimbă în continuu, în funcție de ceea ce se petrece în lumea înconjurătoare. Reacționăm la mediu, la stimuli din exterior. Informațiile și influențele pe care le lăsăm să pătrundă în mintea noastră pe parcursul zilei au un impact major asupra evoluției și direcției gândirii noastre. Aceste schimbări ale gândirii pot fi conștiente, deliberate, pozitive, la alegere, sporadice sau negative. De aceea este foarte important cum ne raportăm la evenimentele din viața noastră. Am spus de foarte multe ori că nu ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru ne creează nouă suferință, depresie, anxietate, atacuri de panică sau alte cele, ci ce gândim noi despre ceea ce se întâmplă în exterior sau poate ne deranjează atitudinea cuiva, atitudinea celuilalt și atunci e bine să ne întrebăm ce din atitudinea acelei persoane m-a deranjat și de ce. Pentru că problema nu este la ceilalți, ci este la modul nostru de interpretare a evenimentului. Puterea sugestivă influențează foarte mult gândirea, dispoziția și comportamentul. Afectează persoana care suntem și persoana care devenim. Influențele care ne bombardează mintea în fiecare zi creează un soi de câmp de forță, de atracție spre noi, spre lucrurile dorite sau spre cele nedorite. Deoarece avem tendința să fim sensibili la mediul înconjurător, trebuie să preluăm controlul asupra influențelor care pot să ajungă în conștientul nostru. Este exact ca și atunci când conducem mașina. Întoarcem volanul în direcția în care dorim să mergem, într-o parte sau alta. Direcția pe care o menținem, practic, ne determină destinația. Deci, viitorul nostru nu este determinat de modul cum am condus ieri sau cum vom conduce mâine mașina, este rezultatul a ceea ce gândim în acest moment. Deci, pe ziua de astăzi, construim viitorul de mâine. O zi bună!